ceva în mod gratuit, am aflat informații și despre adiorectul. Ce se întâmplă dacă nici nu măsuram un des sau un des? În moment ce v-am arătat cum se scrie stare. Exact. Deci el a fost plus sau minus aceeași poveste. E, acum, aceea nu este singura stare pe care ea se notează cu I plus și mai există încă 3, care au forme singure. 0, 0, minus 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, minus 1, 0. Vedeți că la cele 0, 0 și 1, 1, când măsori un qubit cu baza computațională 0, 1, celălalt colapsează la același lucru, fie 0, fie 1. Și la astea cu 0, 1, 1, 0, colapsează în starea opusă. Adică dacă măsori baza, baza 0, 1 și obții 0, fie 0, o să fie 1 și E, ce este interesant la stările astea 4 este că ele formează o bază pentru toate sistemele cu 2 qubiți. Adică pot să scriu orice stare de 2 qubiți ca o combinație lineară de astea 4 stări. Ceea ce înseamnă în principiu că pot să fac și o măsurătoare a 2 qubiți cu baza aceasta. Ok? Pentru că o bază definește o măsurătoare. Și ca să vă dau un exemplu, cine e 0,0 scris în baza aceea, puteți să verificați că e fi plus, plus fi minus supra-radica 2. Deci primele două, da? Dacă le adun, spalele 1 se anulează și rămâne 0,0. Și plus supra-radica 2. Ok. Și cum ziceam, pentru că e o bază, înseamnă că pot să măsur 2 qubiți în această bază. Și hai să vedem o aplicație a acestui lucru. Ne întoarcem la Hansel și Gretel, protagoniștii noștri, și să zicem că ei împărtășesc o stare din aceasta, o stare de prima dintre cele patru. Și aici pur și simplu am indicat unde se găsesc cubiții. Primul cubit e în posesia lui Hansel, deci are un GH, al doilea cubit e în posesia lui Gretel, deci are un GG. Și doar indici care să ne arate cine deține acel cubit. În plus, Hansel mai are un cubit care este separat de Hansel-ul acesta, un qubit oarecare, o stare a 0 plus pe 1. Și să zicem că el nici măcar nu știe care sunt coeficienții în GH, deci o stare necunoscută. Ce se întâmplă dacă Hansel își măsoară cei doi qubiți ai lui în baza Bell? Deci el are doi qubiți, are pe acesta și l-are pe primul din Hansel-ul. Și pentru că v-am zis că pot să măsur în baza Bell, pot să măsur primul qubit. Pot să măsor primii doi qubiți și să văd ce se întâmplă. Ca să fac lucrul acesta, ar trebui să exprim starea în baza B. Deci starea e aceasta, prin qubitul acela psi, tensor, starea B, prin tangle de cei doi. Și, în fine, desfac, adică aplic produsul tensorial, obțin expresia de acolo și acum ar trebui să o tot rescriu până când ajung la baza B și o să vă scutesc cu acesta și o să vă arăt direct expresia finală. Deci expresia finală e asta, e pur și simplu rescrisă, astfel încât primii doi qubiți să fie în baza B. Ca dacă e măsor pe acei primii doi qubiți în baza B, să știu ce o să se întâmple, ce o să fiți. Bun. Și acum, să zicem că Hansel și-a făcut măsurătoarea și a obținut starea Pi plus. Care o să fie starea qubitului lui Gret în situația aceasta? Deci uitați-vă în expresia asta. Dacă am obținut Fi plus, ce o să obțină creatorul? Da,
celelalte trei. Să zicem că aș obține, nu știu, fi minus, o să obțin A0 plus B1. Dacă obțin psi plus, o să obțină B0 plus A1 și așa mai departe. Deci, în funcție de ce rezultat obțin, știu și ce fiul o să aibă gretă. Și ce e interesant este că dacă, spre exemplu, am obținut psi plus, cubitul gretă e B0-ul sau 1, care este x aplicat cu psi, da? Pentru că x aplicat pe starea asta, îmi marcază pe 0 pe 1 și pe 1 0. Deci B0 plus A1, adică x ori psi, adică ăsta de aici, când am obținut psi plus, ok, psi mare plus. Celălalt, cel de acolo, fi minus, este z aplicat cu psi și ultimul, dacă obțin psi minus, e z2x aplicat x. Adică întâi aplicat x ca să inverseze 0 și 1 și după aia aplicat z ca să introducă faza de minus. Și acum asta e foarte important pentru că Hansel știe ce rezultat a obținut în urma măsurătorii și deci știe care din ăștia 4 qubiți a ajuns la cretă. Și atunci poate pur și simplu să-i spună vezi că l-ai obținut pe ăsta sau vezi că l-ai obținut pe ăsta. Și spunându-i asta, chiar după aia poate să aduce o corecție stării, astfel încât să obțină psi. Spre exemplu, dacă obțin x ori psi, mai aplică x-ul dat ca să-l transforme la noi în psi. Iar lucrul acesta se cheamă teleportare cuantică. Acesta e protocolul de teleportare. Da. Dar mi-am amintit că bine că ajuns și gândul n-am vreo voie să comunice. Cum îi spune? Că să l-am obținut cu asta? Nu, au voie să comunice. Aici au voie să comunice. Nu e problema cu pătratul magic. N-am ajuns să aici ei trebuie să comunice ca să poată obține lucrul acesta. Dar ce e important e că comunicația dintre ei e doar o comunicație clasică. Adică ei nu transferă stări cuantice, ci doar fiți clasice de informație. Deci, pe cazul general, dacă o stare cuantică să o prezentez de la locația A la locația B, trebuie întâi să prepar un entanglement între A și B. Aici, într-adevăr, trebuie totuși să primim niște qubiți între cele două locații. Trebuie să am entanglement între cele două locații. Și după aceea, A o să fac o măsurătoare de tip Bell pe qubitul din entanglement și qubitul psi pe care vrea să-l teleporteze. Obținem un rezultat și rezultatul acesta o să fie 2 biți. Pentru că de 2 biți am nevoie ca să indic care din cele 4 rezultate a măsurătorii l-am obținut. Și după aceea iau locația A, o să trimită cei doi biți locației B și în funcție de ce sunt bitii respective, adică ce rezultat a fost al măsurătorii, B poate să aplice o corecție. Iar corecția este pe forma aceasta. X la puterea B, Z la puterea B. Deci, spre exemplu, dacă obțin rezultatul 0 la ocamul 0, în care cubitul s-a teleportat fără să aibă ceva aplicat asupra lui, atunci corecția e x la 0, z la 0, adică matricea identitate, deci nu. Dacă, spre exemplu, primul bit e 1 și al doilea e 0, trebuie să aplic un x la 0 pe stare și așa mai departe. Deci, ideea e că originalul a fost distrus, adică starea psi pe care o avea A sau Hansen sau cine a fost, a fost distrusă, dar a fost recreată cu partea cealaltă, în urma măsurătorii și ați acceptat să fiți teleportați în felul acesta? Cine ar fi de acord să fie teleportat așa, știind că practic ești distrus și recreat pe partea aceea? Bineînțeles. A, ok, hai. Din punctul meu de vedere e ok, pentru că dacă credeți că toată informația despre sistem se găsește în starea cuantică, atunci nu există nicio deosebire între dacă starea este aici sau a fost distrusă și recreată pe partea cealaltă. Da. Cum să precizați? Noi nu suntem, noi nu formăm un stat în sistem cuantic. Sistem format din mai multe sisteme cuantice. Bine, dar teleportezi pe fiecare individual, fiecare fiind cu parte. Bun, păi, nu știu ce acelea total rămâne. Interacțiunea se transportă și ea. Din păcate, n-am un exemplu de genul ăsta. Dar dacă avem doi qubiți care sunt entangled, deci să zicem că au o anumită interacțiune, o anumită corelație, și vreau să-i teleportez pe amândoi, nu trebuie decât să-l teleportez pe primul și face al doilea.
partea cealaltă o să ajungă amândoi, exact cum era inițial. Dacă te teleportezi doar pe unul, o să ajungă acolo și o să rămâne întreagă cu cel din partea cealaltă. Și trebuie doar să-l muți și pe celălalt film. Deci se transportă și interacțiunea, nu e o problemă asta. Ok. E și un rezultat foarte important, pentru că teleportarea este posibilă doar cu asemenea tangere. Prin teleportare se definește faptul că vreau ca o stare cuantică să ajungă dintr-o parte în cealaltă, fără să transfer nimic cuantic între, ignorând entanglement pentru care s-a făcut la cel. Este cumva suficient. Ăla se presupune că s-a făcut la început și după aceea nu mai complicăm cuantica între cele două locații. Dar, într-adevăr, mai e nevoie să prepari la ce bine entanglement și să dai capătul de entanglement și celor doi oameni. Dar ideea e că după ce ai făcut asta, poți să faci teleportare. Dar, adică, ce arată teorema asta este că, spre exemplu, n-am putea să teleportăm o stare cuantică necunoscută fără să facem niciun schimb de informații cuantică. Dacă nu trimit niciun fel de qubit, niciun fel de stare cuantică de la A la B, nu pot mereu să teleportez o stare cuantică. Și motivul este pentru că singurul mod în care aș putea să o recreez pe partea cealaltă ar fi cumva să o măsor, să aflu ce stare e și să o reconstruie în partea cealaltă. Dar v-am zis data trecută că sunt niște limitări. Nu pot să disting între stări care nu sunt ortogonale, nu pot să copiez informație și din cauza aceasta nu aș putea să fac chestia asta. Atunci când fac o măsurătoare, în general, pierd sistemul și nu mai e în starea în care era înainte și de obicei nici nu aflu ce stare a fost înainte, aflu doar rezultatul măsurătorii. Ok. Întrebări despre asta? Da. Așa, la un nivel de profan, putem spune că pregătirea stărilor Bell e un fel de sincronizare a receptorului și sursei și atunci transmisia e doar peste purtătoarea entanglementată, ca să zic așa. Da, într-adevăr, se poate spune și așa. Ok. Și acum o să discutăm de un lucru care mie se pare foarte interesant, dar nu vi spun doar pentru că este interesant, ci și pentru că o să folosim la criptografie. Și anume treaba asta cu spunchii acele de distance, cum îi spunea Einstein. Einstein nu i-a plăcut entanglement deloc și o să vedem imediat de ce. Motivul principal este că entanglement e un fel de acțiune instantanee la distanță. Adică am o stare entangled, mă scoată dintre qubit și a colapsat toată starea, adică inclusiv qubitul celălalt, instantaneu s-a produs lucrul acesta. Iar asta contrazice spiritul teoriei relativității, care zice că lucrurile nu ar trebui să se întâmple mai repede decât viteza lumii. Și atunci n-ar trebui să fie permisă o acțiune instantanee la distanță. Bun. Problema e cu instantaneul ăsta. Ar trebui să fie limitat cumva de viteza lumii. Dar din teoria cuantică nu rezultă că ar fi așa. Rezultă că se întâmplă într-adevăr instantaneu. Și, așa cum spuneam, e faptul că atunci când măsor o parte, colapsez tot întreg. Și are legătură cu faptul că nici nu poți să exprimi starea ca doi qubit separați, ci ca un întreg. Și atunci, în principiu, măsor o parte, afectez tot întreg stările. Și Einstein împreună cu Podolsky și cu Rosa au făcut un paradox în care se ilustreze problema cu entanglement și cum contrazice, să zicem, atât relativitatea cât și cum nu simți. Și paradoxul, pe scurt, e următorul. Facem două presupuneri. Prima presupunere, mecanica cuantică ne dă o descriere completă a Universului, a fizicii. Cu alte cuvinte, stările acelea din spațiul Hilbert descriu complet toată informația despre sistem. Nu mai există informație adițională. Deci, cum ziceam, ideea că acceptați să fiți teleportați, înseamnă că acceptați premisa aceasta, că starea cuantică conține toată informația despre sistem și nimic mai mult. Și dacă e așa, înseamnă că sistemul e fundamental de determinism. Nu e determinism pentru că nu știm noi anumite lucruri, ci pentru că pur și simplu nu pot fi cunoscute, pentru că asta e descrierea completă a sistemului. Iar a doua presupunere care se face, e presupunerea care vine din teoria relativității, și anume că orice fel de acțiune, orice fel de influență la distanță, trebuie să fie limitată de viteza lumii. Iar asta se cheamă localitate. Nu știu dacă pot să o traduc așa, o să nu greșesc în română, dar trebuie să
acelui latitudini, care poate se afla la distanță și am făcut influența aceasta instantaneă. Deci, contrazic localitatea. Iar qubiții pot fi separați în distanțe enorme și totuși acțiunea este instantaneă. Deci nu este limitată pe viteza lumii. Și atunci sunt trei variante, de fapt. Din moment ce am făcut două presupuneri și am ajuns la o concluzie care mi se pare greșită, înseamnă că fie prima presupunere e falsă, adică completitudinea e greșită, mecanica cuantică este o teorie incompletă și mai există niște variabile ascunse care descriu starea sistemului. Adică starea sistemului nu e dată doar de vectorul acela în spațiul Hilbert, ci mai există informație funcțională pe care nu o am la dispoziție, care descrie starea sistemului și explică nedeterminismul. Cu alte cuvinte, dacă aș avea și acele variabile ascunse, nu ar mai exista legea lui Hilbert. Aș fi mereu, orice măsurătoare aș face, aș ști ce rezultat ar trebui să obțin, dacă aș cunoaște variabilele ascunse. A doua variantă e că localitatea e greșită. A doua presupunere e greșită. Și atunci, putem să... Deci, a doua variantă e să luăm completitudinea ca fiind corectă și localitatea ca fiind greșită. Și atunci, zicem, mecanica cuantică este completă, dar este atât nedeterministă cât și nelocală. Există influență la distanță, există acțiune la distanță și teoria e nedeterministă dacă presupunem că e completă. Și a treia variantă e ambele sunt greșite. Mecanica cuantică e și incompletă și e și o teorie nelocală. Și asta dă naștere la ceea ce se cheamă variabile necunoscute nelocale. Adică în continuare există niște variabile necunoscute care i-ar completa descrierea sistemului. Și ele se pot influența instantaneu.